ziua, sunt Shatter Effect și astăzi v-am ales o fază din meciul Farul cu Craiova. Prima fază, de fapt, în care s-a acordat și penalti. Am să încep cu prima fază de contact, da? Deci în afara careului, suntem în afara careului și aici avem o ținere. O ținere care continuă până în momentul ăsta. Da? Mergem mai departe. Ei bine, oprim un pic imaginea aici. Aici avem așa. Aici avem o intenție de obstrucție, da? Cu o împingere. Jucătorul Craiovei nu mai poate să joace mingea. Și pentru că jucătorul Farului încearcă să joace mingea, încearcă să-l obstrucționeze printr-o împingere. Da? Da, nu s-ar fi dat penalti în nicio țară. Mergem mai departe un pic. Deci dacă aici nu ai dat nimic ca și o obstrucție, pentru că jucătorul Craiovei este cel care agresează și jucătorul Farului este victimă. E, în momentul în care mergem mai departe și avem aici, da? Aici victima s-a transformat în agresor, adică în cel care, în cazul de față, în cel care vrea să obstrucționeze. Și avem așa, jucătorul Craiovei acum are posibilitatea să joace mingea, iar jucătorul Farului nu mai are posibilitatea să joace mingea și încearcă prin forța corpului să îl obstrucționeze, exact cum a făcut în prima fază jucătorul Craiovei. Bun. Acum, dacă vrei să analizezi faza asta, o analizezi așa, da? Deci aici jucătorul Farului își pune toată forța să îl scoată de pe traiectoria mingii pe jucătorul Craiovei. Mergem mai departe. E, în momentul când îl și lovești, deci după ce că încerci să îl scoți pe jucătorul Craiovei de pe direcția mingii și îl și lovești în același timp, se cheamă fault în atac. Deci în momentul ăsta îi dă peste picior. Da? Deci până să analizezi o altă fază, tu deja te-ai oprit aici, pentru că deja aici este fault în atac, indiferent de ce se mai întâmplă după. Dar mergem mai în față, da? Pentru că după ce e dezechilibrat, aici dacă jucătorul Craiovei ar fi căzut, era fault în atac 100%, adică orice arbitru ai fi că e, și cât de slab, cât de bun, cât de vechi, câtă experiență ai avea, ai fi dat fault în atac ca și arbitru. Mergem mai departe, aici vedem că joacă mingea jucătorul Farului și aici este primul contact, da? Primul contact care normal se pune ca și penalti. Deci ăsta e momentul în care, dacă nu ar fi existat faza de fault în atac, aici în momentul ăsta ai fi dat penalti, da? Pe care urmează faza a doua atingere, pe care nu mai contează, pentru că vedem jucătorul Farului. Asta e o strategie a jucătorilor, da? Pe care arbitrii o iau în considerare, vorbesc de arbitrii internaționali, o iau în considerare. Când jucătorul considerat victimă în cazul de față, uitați că nu mai găsesc așa, își strânge picioarele, da? Deci nu face pasul, dar strânge picioarele să aibă și de să aibă full contact cu jucătorul. Deci asta e o strategie a jucătorilor, da? Deci vedeți cum își strânge piciorul pentru a-i prinde piciorul jucătorului și să-și amplifice căderea sub formă teatrală, da? Deci în momentul când ai un jucător care se face chestia asta în timpul jocului, se numește jucătorul care caută contactul, da? Și
în momentul ăsta, dacă nu ai dat fault aici sau dacă n-ar fi fost atingere aici și ar fi fost aici, nu s-ar fi considerat penalty. Vorbesc gândirea unui arbitru cu o experiență foarte mare. Da, acum nu vreau să zic dacă în România s-ar fi dat sau nu, pentru că în România s-a dat. Ideea e că la care dintre aceste faze s-a dat? S-a dat la prima fază, deci aici, la încercarea de oprire prin obstrucție a jucătorului farului de a juca mingea. Da, tot trebuie să oprești microfonul și se pare că am minute întregi în care vorbești singur, așa că nu știu de unde am rămas cu... Dar am să continui să o repet. Deci, în momentul, dacă nu ai dat penalty aici, da? Deci ăsta e momentul în care faza te duce la un penalty, da? Nu s-ar fi dat, mă repet, nu s-ar fi dat în nicio țară din lumea asta. Da? Deci e o simplă obstrucție, într-adevăr, în care o obstrucție printr-o împingere în a-l devia pe jucător de pe traseul mici, da? Se întâmplă în toate jocurile, în toate meciurile din lumea asta. În momentul când nu ai dat aici, din momentul ăsta devine fault în atac. De ce? Pentru că mă repet, jucătorul farului își pune toată forța să-l obstrucționeze și doar din faza asta aici nu ai fi dat penalti, pentru că e o simplă obstrucție, exact cum a fost în faza asta, da? E o simplă obstrucție. Dar în momentul când te duci cu piciorul, da? Deci ai încercat să îl împingi de pe traiectoria mingii, dar când îi dai peste picior, da, ei bine, aici se consideră fault în atac. Și faza, da? Deci aici avem fault în atac prin picior și aici avem o ținere reciprocă care nu poate fi luată considerată ca fault în atac. Dar în prima fază aici este fault clar în atac. După care mergem la faza în care eu cred că nu au dat arbitrii faul după faza asta, deși comentatorii am auzit că d-aia dat peste picior. Aici nu mai contează faultul. Aici oricum nu se consideră fault pentru că jucătorul, da? Deci jucătorul își trage piciorul să-i prindă piciorul, deci și devine teatrală căderea. Deci asta e o chestie care se învață la antrenamente. Cei mai buni sunt jucătorii FCSB-ului în a face lucrul ăsta, Coman. Eu nu am înțeles pe MMS Stoica de ce a încercat să-l apere pe Coman pentru o fază de genul ăsta, da? Dar în fine, acum fiecare își gândește cum vrea. Deci în momentul ăsta, genul ăsta de fază, când încerci să-i prinzi piciorul adversarului între picioare, nu se dă penalti, da? Ca să știți. În momentul ăsta aici se dă penalti, da? Dar dacă n-ar fi existat faza de aici, da? Deci dacă n-ar fi existat faza de aici cu fault în atac, da? În momentul când îi dă peste picior, automat devine. Dar dacă ai dat penalti, eu cred că tu ai dat penalti la faza asta. Da? Deci eu cred că tu ai dat penalti la faza asta. Că altfel nu mă prind, da? Că altfel nu înțeleg, da? Așa, pauze, două secunde. Bun. Deci, doar aici. Cam atât pentru astăzi.